Vă salut, stimați prieteni din Durlești, din nou. Mă aflu aici, în mini-parcul Lacișmele, care tocmai acum se restabilește, se construiește, se face, se transformă într-o zonă de odihnă atractivă pentru locuitorii orașului Durlești. Sunt și eu de curând, de un an de zile, locuitor al orașului Durlești și, cu părere de rău, sunt prea puține sau chiar deloc terenuri de joacă pentru copii și locuri de odihnă. Așa că aici, la Cișmele, la umbra marelui voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, se va întinde un mini parc, o mini zonă de odihnă cu pavaje, cu scaune, cu coșuri de gunoi, cu terenuri de joacă pentru copii, cu tot ce este necesar, inclusiv s-a amenajat aici și o stație de așteptare pentru transportul public, nouă, confortabilă, astfel încât să se creeze condițiile necesare pentru locuitori. Eu sper foarte mult că aceste proiecte frumoase vor continua. Este foarte important ca orașul Durlești să se dezvolte, pentru că este o atracție. Eu din Chișinău, în mod intenționat, am venit aici în Durlești pentru că este o suburbie, pentru că este mai liniște, pentru că este aerul mai curat, pentru că există posibilitatea unei dezvoltări pe termen lung, Chișinăul fiind foarte aglomerat din acest punct de vedere. Este foarte frumos. Sper foarte mult ca consilierii din Durlești să se certe mai puțin, să aibă loc mai puține scandaluri, certuri și războaie politice și să se concentreze pe continuarea unor asemenea proiecte frumoase. Da, știm, este campanie electorală, dar lucrurile frumoase trebuie să continue indiferent de perioada electorală în care ne aflăm. Fiți de acord cu mine că este frumos. Va fi amenajat aici un mini parc, după cum am spus, vor fi copaci, va fi umbră, va fi aer curat. Oare nu este nevoie de astfel de zone? Eu sincer cred că Durleștiul are perspectivă, eu cred că Durleștiul are posibilitatea să se dezvolte, să existe și drumuri de ocolire pentru ca astfel de situații să nu se întâmple. Este nevoie de dezvoltarea Durleștiului, este nevoie de crearea de alternative. Este nevoie ca și Durleștiul să fie atractiv. Să nu fie nevoie să mergem în Chișinău, în parcuri. Să mergem la Valea Morilor, să mergem la Dendrariu, să mergem în parcul de la Botanica, în Valea Trandafirilor sau la cel din sectorul Râșcani. Dar să fie și aici, mai cu seamă, la domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt. Este și un izvoraș aici, alături. Este foarte frumos și dacă vă place ceea ce se face, dacă susțineți aceste idei, vă îndemn să distribuiți acest clip video și pe 5 noiembrie să veniți la vot. Votați informat, votați responsabil, votați pentru proiecte frumoase, votați pentru ca orașul Chișinău, pentru ca orașul Durlești, pentru ca toate suburbiile Chișinăului să se dezvolte, pentru cei care vin cu soluții concrete, pentru cei care au experiență în acest sens, pentru cei care nu doar promit, dar și fac.